Tinerii care au vârstă mai mică de 30 de ani plătesc anual o asigurare auto obligatorie mai mare de până la 5 ori față de conducătorii auto ceva mai în vârstă, iar asta culmea pentru aceeași mașină. Motivul? Tinerii sunt cei mai predispuși la accidente, lipsa experienței la volan fiind, în opinia asiguratorilor, principala cauză înregistrată în dosarul de daună al unui accident. Semnalarea acestei situații discriminatorie, în opinia unora, a fost făcută inclusiv de oficialii de rang înalt din țara noastră. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea care reglementează domeniul asigurărilor RCA, va efectua controale la companiile prezente în piață pentru a verifica modul de calcul al tarifelor. Ce ne rămâne de făcut acum, făcând acest pas? Pentru că asta m-ați întrebat. Să controlăm cum se va stabili în fiecare societate de asigurare contravaloarea RCA-ului și să vedem dacă nu sunt abuzuri sau încărcări nejustificate ale valorii. Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis să analizeze modalitățile prin care societățile de asigurare stabilesc tarifele RCA pentru tineri, după ce ministrul finanțelor, Darius Vâlcov, a declarat că tinerii nu-și permit să plătească tarife de peste 2000 de lei. Un raport în acest sens va fi gata până la finele lunii februarie, după cum au promis reprezentanții ASF. Măsurile administrative vor viza uniformizarea metodelor prin care firmele calculează prima anuală. În prezent, valoarea de bază de la care pornește o poliță de asigurare nu este publică, pentru că formula de calcul nu este una transparentă. Acest lucru duce la diferențele enorme între asigurarea pentru un tânăr și cea pentru o persoană cu vârsta de peste 30 de ani și se ajunge la anomalii în prețuri și riscuri de fraudă.